material al școlii Fonzești, Fundația Dr. Zimoara Mântu. Astăzi avem o activitate comună, un seminar pe care îl vom prezenta și pe care membrii Fundației. Și în deschidere o să prezentăm și noi un scurt program artistic pentru a demonstra că crederea pe care ne-ați acordat-o și sprijinul pe care ne-l acordați și vă invităm să vizionați și să apreciați programul nostru artistic, care are de motto Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză este o floare. Preuniversitate. Doamnele profesoare,
Alina Grecu și Adriana Păunescu v-am pregătit un dar. Care o să, cum să zic, o să-l folosim și o să lucrăm la el. Am făcut pagina de internet a școlii. Aș vrea să vă propunem mai mult decât întâlnirea anuală, în care, fiind diverse personalități în domeniul învățământului pe universitar, să ne dezvoltăm competențe noi, competențe moderne în arta pedagogică și în actul educațional. Am vrea să facem mai mult. Din păcate, în ultimii ani, românii prea așteptăm mai mult de la alții. Să facem noi. Vă invit să vă alăturați efortului meu. Am vrut să-i mulțumesc doamnei domnișoarei Miruna Cercel, care a venit să ne ajute. Să facem mai mult, să facem un efort și chiar să-l materializăm într-un parteneriat public-privat cu primăria, cu inspectoratul școlar al județului, cu școala, Mincu, și noi, de la fundație, să vă ajutăm să creăm ceva mai mult, ceva ce poate nici la București nu poate fi organizat. O scurtă prezentare, să întind activitatea noastră din ultimul an, mai exact, cred că din ultima parte a anului școlar, sunt mare parte imagini din desfășurate în săptămâna Școala Altfel. Toate aceste propunează această idee a procesului instructiv educativ cu rol evolutiv, lifelong learning. Rolul învățării permanente, adică pe parcursul întregii vieți, pe care aveți copii acasă și dintr-o nevoie de a răspunde solicitărilor lor, faceți eforturi să identificați metoda sau atitudinea cea mai apropiată față de nevoia sau întrebarea sau căutarea copilului propriu și unde găsim răspunsurile noastre către solicitări. O găsim în propria noastră experiență educativă, de viață sau în sursele de specialitate pe care este bine să le accesăm, pentru că tot timpul avem ceva de învățat. M-am gândit cum ar arăta cadrul didactic preocupat permanent pe educația sa cotidiană. Și m-am gândit că trebuie să dea dovadă de o capacitate umană de autoeducare. Îmi vine în minte termenul de educabilitate cu care m-am luat în contact direct în momentul în care mi-am dat definitivatul, acolo e o temă masivă, se numește educabilitatea. Și mă prizesc că atunci puneam în centrul atenției elevul, educabilitatea elevului. În subsidiar însă, cadrul didactic, este bine să se gândească la propria capacitate de a răspunde la influențele educației. Oare o avem? Oare nu avem? Eu zic că suntem aici, că o avem. Suntem prietenite niște persoane greu de mulțumit. Da? Nu ne mulțumim numai să știm, ci mai bine să știm și ceilalți. Toate tot ce înseamnă educație poate fi dus la un totul alt nivel. La acel nivel, în viață se poate întâmpla cu adevărat aici, în inimă. De schimbarea coboară din minte în inimă. Pentru că sunt un om cu valori creștine și sunt un om dus la biserică, am să vă spun că tot ceea ce cred eu că face educația este să-l ajute pe om să se întâlnească cu ceea ce este mai profund în lumea aceasta. Educația ca un lucru lucrător, ca un lucru care coboară cogniția în inimă și o face să lucreze, să se ducă acolo unde poate să devină acțiune. Procesul de învățare este poate unul dintre cele mai problematice procese și fenomene ale naturii, dacă vreți. Dacă amestecam niște substanțe la chimie, ține de la mit miracol al substanțelor naturii, unde putem controla cantități și dar mecanismul în sine nu ne este nou accesibil, a produce învățarea aici, a produce scripirea de aici, rămâne până la urmă poate cel mai miraculos lucru care se poate întâmpla. Și lucrul pe care l-am învățat
până acum, după câțiva ani acumulați și de mine, este că meritul a ceea ce se produce prin învățare este exclusiv a celui care învață, nu a celui care dorește să producă învățare. Dacă îmi doresc să produc lucrul ăsta, îmi dau silința la capătul meu. Dar dacă se întâmplă ceva cu adevărat, este pentru că acolo se întâmplă ceva și pentru că acolo se dorește acest lucru.